majorat, miercuri la metro. Hello, dragile mele, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Flavia Florea, iar acesta este majoratul miercuri la metro, episodul 18. Woop! Yay! Iar Flavia va primi un lap dance. Da. Episodul 18, majorat, miercuri la metro, gene false. Yes. Răgușeală. Yes. Laringită. Yes. Da, e cute, mă. Bună, Vlad, citește doar asta. Hello și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă este miercuri, este sigur la metro. Să începem. Pam, 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 pararam, pam, pararam, pam, 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 pam. Te distrug. Nu poți, că n-ai voce. Pumnii tăi voce nu are. Ei bine, dacă vă întrebați ce este miercuri la metro, aveți toate detaliile în descrierea acestui videoclip. Iar dacă vă întrebați de ce nu vorbesc, ei bine... Pentru că se întâmplă să am această voce, dar totuși vreau să fac acest episod pentru voi, chiar dacă am aceste dureri extraordinare de gât. Exact, pisica. Așa că l-am rugat pe Vlad să nareze în locul meu, pentru că, hei, eu nu prea pot vorbi, din păcate, dar sunt aici pentru voi. Aceasta este pisica mea. Eu îmi iubesc pisica. În fiecare zi, eu îmi mângâi pisica. Îmi mângâi pisica dimineața, îmi mângâi pisica când e Vlad la servici, îmi mângâi pisica și seara cu Vlad în casă. Îmi place pisica mea. Mă doare. Mai lăsa să-ți fac episodul, lasă-mă să-ți fac episodul. Nu, așa, mă doare. Astăzi vom discuta despre gene false tip buchețel. Yay! Avem o cutie de gene de la niciun brand, cumpărată de la metro. Bună, fata de la metro, sper că te uiți la episod. Și de altă parte avem gene Aderal Duralaș. Nu. Ardel. Ardel. Ardei? Ardei Duralaș. Ardel. Se vezi că se numesc Ardel? Ardel. Ardel? Ardel. Accentul pică pe... Ardel. Ardel Duralaș. Care costă 24 de lei. Dublu? E dublu? E dublu. Lasă-mă, mă, să apare în videoclip dacă mai apare și voci. Nu e videoclip, este YouTube. Citesc, am script, sunt profesionist. Să trecem la punctele cheie și anume, punctul 1, ambalajul. Nu te mai ambala, liniștește-te. Eu te iubesc, gata. Sunt aici pentru tine. Din punct de vedere al ambalajului, Ardel vine într-o cutie de plastic moale cu un suport de plastic la fel de moale, îmbrăcat în carton. Unde e cartonul? Nu-l mai am. Nu-l mai ai, nu e nevoie de script. Îl voi face direct. Din punct de vedere al ambalajului, Ardel sau Ardel vine într-o cutiuță de plastic în care îți cumperi mouse-ul ăla de la Altex care costă 10 lei și te chinui jumătate oră să-l tai cu foarteca. Pe când cele de 12 lei vin într-o cutie dintr-un plastic ceva mai tare, mai de acuarelă. Iar asta este cu du-te vino. S-ar putea să spargă la transport, s-ar putea ăsta care e mai moale și mai flexibil să reziste mai bine, depinde dacă aveți un Vlad în casă. Dacă n-aveți un Vlad în casă, să vă luați un Vlad în casă. Dar nu eu, eu sunt Vlad. Da. Ambele, din punctul meu de vedere, sunt la fel de plasticoase. Numărul 2. Stai, ce-i scris acolo? Numărul de gene. În cutia de la metro avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 15, 68, 69, 70. În cutia de la metro... Sunt 20 pe rând. În cutia de la metro avem 20 pe rând, ori 3, matematic. 60. Parcă nu vorbeai. În cutia de la Ardel avem 56 de buchețe. 12 lei mai bine decât 24 de lei, ca și număr. Punctul 3. Aplicabilitate. Ambele se aplică ușor cu degetul sau cu penseta după ce ați băgat capul în... Ce? Încă o dată. Ambele se aplică ușor cu degetul sau cu penseta după ce ați băgat capul buchetelor în lipiciul special de gene false. Mă pui să prezint și nu capăt măcar o geană falsă. Natura nu mai e. Adevărul e că la ochii mei. Chestie pe care nu o știați. Acum 2 ani am fost cerut să fiu model pentru gene false. De la un brand celebru. De top. Stelodea. am ochi frumoși. Până și pisica râde de mine. Punctul 4. Structura buchetului. Un buchet de obicei vine 2-3 garoafe, un pic de ferigă, băgăm în staniol, cerem de 10 ori mai mult. Ok, bine, hai. Structura buchețelului. Cele de la metro au nod, iar cele de la Ardel nu au nod. Ceea ce înseamnă că cele de la Ardel arată mai natural. Da,
De asemenea, cele de la Metrou sunt mult mai lucioase decât cele de la Ardell, dar puse pe ochi arată aproape la fel. Și niciunul din cele două branduri nu se compară cu ochii mei, care ți amintesc cât de mult ne iubeam. Ca doi copii, în brațe ne strângeam. Deci, după cum ați văzut, diferențele nu sunt foarte mari, iar dacă recomand genele de la Metrou, e bine, le recomand. Au într-adevăr un pic mai mult luciu, au și acel nod care este foarte puțin vizibil, dar aplicate corect arată absolut impecabil. Totuși, luați-vă gândul să arate ca genele mele, nu o să vedeți așa ceva niciodată. Deci, cu tot sufletul, da, dragile mele, it's a yes! Yay! Dacă v-a plăcut acest video în care Flavia tușește și săraca de aia răcită, nu uitați să dați subscribe canalului ei. De asemenea, dacă vă place această serie, nu uitați să dați și un like. Like pentru Vlad, like pentru Vlad. Iar după ce-i trece răceala, pe Flavia o puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook. Și până data viitoare, dragile mele și dragii, sunt câțiva băieți acolo care sunt simpatici, nu uitați, always love makeup. Vă pup! Mă, răgușita mea. Ce mă bucur că taci din gură prin casă. Aolo. Mă bucur că nu mă trezești. Hai să știi că dacă mă enervezi pot să vorbesc. Nu vorbești. Român că e cu cuminte e cu